Dosare pe actualii guvernanți, domnule Munteanu, din ce înțelegem noi, nu există. Întrebarea este de ce nu există? Sunt atât de curați și cinstiți? Sau procuratura, așa cum s-a întâmplat întotdeauna în Moldova, când au fost comuniștii, nu s-au făcut dosare? După ce a venit Plahotniuc, în general, a fost dezastru în această instituție. Sau se continuă aceeași practică, nu le facem dosare celor care se află la putere? Nu, noi nu vorbim în termeni de tipul acesta că sunt sau nu vizați actuali demnitari. Există dosare pe anumite fapte cu implicarea demnitarilor. Deci, la moment, atât Procuratura Anticorupție, cât și Procuratura Generală gestionează mai multe cauze penale în care sunt vizate acțiuni a demnitarilor actuali. La timpul respectiv, aceste fapte vor fi explicate publicului, vor deveni publice, la moment sunt investigați mai multe aspecte. Da, sperăm să vedem rezultate, domnule Stoianoglu, domnule Munteanu, pardon.